A cincea oară consecutiv nu a fost întrunit cvorumul necesar pentru validarea din Florea la șefia secției speciale pentru magistrați. De data aceasta, câțiva membri au blocat ședința CSM, susținând că au fost nevoiți să meargă la o altă ședință, la parchetul general, susținută de Bogdan Licu, de asemenea membru în Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel, șefa CSM, Elia Savonea, îl acuză pe Licu de sabotaj, iar un judecător face chiar o propunere explozivă, și anume plenul CSM să fie organizat la parchetul general, unde s-ar putea aduna astfel suficienți membri. Fac o propunere colegilor mei judecători și domnului procuror, societății civile. Pare poate neobișnuit, dar trebuie să amintim că în istoria plenului Consiliului s-a mai întâmplat acest lucru, în sensul că ar fi bine ca împreună și să invităm și presa să mergem la parchetul general pentru a ține ședința de plen. N-avem altă șansă ca să-i convingem să vină să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu, colegii noștri care primesc o indemnizație consistentă și diurne. Roxana Ciucă este la Consiliul Superior al Magistraturii. Bună ziua, Roxana, așadar va exista azi sau nu ședință la CSM sau din nou această validare va fi amânată pentru altă dată când iarăși procurorii din CSM vor avea treabă, poate chiar cu ajutorul procurorului general Bogdan Licu? Bine te-am regăsit, Ana, bună ziua din nou, doamnelor și domnilor. Multe sunt de spus, foarte multe sunt de spus. Se apropie ora 4:30, 16:30 de minute și vor încerca judecătorii de aici, de la CSM, alături de procurorul Codru Solaru, pentru că este singurul procuror în momentul de față, mă rog, de azi dimineață, în această instituție, vor încerca să deschidă acea ședință și să vedem care sunt lucrurile pe care intenționează să ni le comunice. Bun. Vedem dacă cei care au absentat dimineața la ora 10 la plen vor binevoi să se întoarcă la ora 4:30, pentru că sunt plecați la parchetul general, acolo unde Bogdan Licu i-a chemat pe toți la o întâlnire. Reținem așa, ora 10 trebuia să fie plen, nu a fost, s-a deschis din nou plasma, adică au intrat din nou în ședință la ora 12, când ne-au comunicat că au încercat să-l contacteze pe Bogdan Licu, însă acesta nu a răspuns la telefon, dar a trimis prin fax agenda de astăzi, adică și-a trimis programul întâlnirilor pe care le are pe fax, iar de la ora 12... Președintele CSM a anunțat că la ora 16:30 de minute speră să fie plen, pentru că îi așteaptă pe Cristian Ban, pe Tatiana Toader și de altfel pe Cristian Deac. Îi așteaptă să se întoarcă aici la CSM pentru a participa la această ședință de plen, unde sunt foarte multe puncte importante pe ordinea de zi, printre care validarea numirii la șefia secției pentru investigarea magistraților în ceea ce privește pe Adina Florea, cea care a câștigat concursul, și de asemenea se discută bugetul pe instanțelor pe anul viitor. Foarte multe puncte pe ordinea de zi. A fost scandal la aceste ședințe, să le spunem așa, de până acum. S-au certat, au fost discuții. Președintele CSM-ului a venit cu două propuneri, spunând foarte clar că trebuie modificată această lege a CSM-ului, iar cei care absentează trebuie trași la răspundere, în sensul că trebuie excluși automat, adică să li se ia acest statut pe care îl au. S-a discutat și despre vicepreședintele CSM-ului, de președintele secției pentru procurori, în speță procurorul Nicolae Solomon. Este în concediu medical, a depus acum o lună de zile această cerere pentru concediul medical, însă nu i-a amintit președintei Elia Savonea de această cerere, drept pentru care nu s-a știut că astăzi nu participă la ședința de plen. Nu a fost cvorum, au fost prezenți așadar 13 procurori. Este scandal cât casa în justiție între președintele CSM-ului Elia Savonea și ministrul justiției Ana Bircel, cea care a fost plecată la Consiliul Jai. Ne așteptăm ca mâine să vină la minister sau cine știe dacă o fi aterizat în România la 4:30 să ajungă aici la CSM. Bircel vine și spune, și s-a și discutat lucrul acesta în ședința de astăzi, e nemulțumită că nu este anunțată din timp cu privire la aceste ședințe ale plenului. Aceasta este și nemulțumirea celorlalți membri de aici din CSM. Pe de altă parte, însă, Elia Savonea spune că anunță în termenul legal prevăzut de lege de 3 zile când au loc aceste ședințe
de plen în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii. Existau informații potrivit cărora că parte din membrii CSM ar intenționa să o revoce astăzi pe Lia Savonea. Nu s-a întâmplat asta, nici nu știm dacă se întâmplă asta, pentru că, știți, v-am explicat că nu a fost kvorum. Cum se, care e procedura de revocare? Vă spun imediat, poate fi revocată Lia Savonea, președinta Consiliului Superior al Magistraturii, cu o treime din cei participanți la, din membrii Consiliului Superior al Magistraturii. În cazul revocării, decizia nu va fi definitivă, va fi atacată la un complet de 3 la Înalta Curte de Casație și Justiție. Mâine este miercuri, nu ne așteptăm să fie plen, nu ne așteptăm să fie plen în următoarele 2 săptămâni, pentru că parte din procurori, parte din magistrați pleacă la Constanța, acolo unde au anumite întâlniri. Este a șasea oară, a șasea încercare, da, de validare a Dinei Florea, spuneam, la secția pentru investigarea magistraților. Înțelegem de ce procurorii nu vor să participe la acest plen, pentru că foarte mulți, adică mulți dintre procurori sunt vizați, spun sursele noastre, de anumite plângeri, să le zicem așa, de dosare deschise indrem la secția pentru investigarea magistraților. O secție care a început să deranjeze, o Adina Florea care își vede de treabă și o Adina Florea, că n-am cum să nu amintesc, care și-a permis să o pună sub control judiciar pe Laura Codruța Chiovei și fosta șefă de la DNA, care are la CSM acțiuni disciplinare. Chiar în aceste momente, și am să rog pe colegul meu să vă și arate. De fapt, lângă mine vine domnul judecător Bogdan Matescu. Încercăm să vedem dacă se oprește cu noi. Domnule judecător, de ce nu ați reușit să vă întruniți astăzi, doamne, la plen? Am fost, m-ați văzut, mă vedeți și acum. Bun, ce discuții? Nu vrea domnul judecător Bogdan Matescu să se oprească cu noi și să ne spună care sunt părerile dumnealui. Este judecătorul Bogdan Matescu, a luat cuvântul astăzi și vă și spunea ceva mai devreme în plenul de aici, de la CSM, arătându-se de altfel nemulțumit de faptul că că nu sunt anunțați din timp de aceste ședințe, pentru că au agenda destul de încărcată. Și spunea Batescu, și eu am greșit, și eu sunt om și greșesc, și cred că nu e cazul să mergem peste cei de la parchetul general, îi așteptăm pe cei de la parchetul general să vină aici, să stăm cu toții la masa vorbirii și să cădem de comun acord. Așteptăm să se termine întâlnirea de la parchetul general, căci Bogdan Licu ieri s-a gândit să-i cheme pe cei de la DIICOT, și de la DIICOT sunt la parchetul general Oana Schmidt-Hăinală și Mihaela și Georgiana Hosu, de asemenea și Călin Nistor de la Direcția Națională Anticorupție. De asemenea, spuneam, și cei 3 procurori de aici, de la CSM, a fost și Codru Solaru, dar a revenit la Consiliul Superior al Magistraturii. Se discută despre bugetul pe anul viitor, se discută lucruri administrative, dacă vreți, referitoare la această situație. La 4 se termină acea întâlnire de la parchetul general, la 4 și jumătate e plenul, la 4 și jumătate se termină și programul celor de la CSM. Închei și eu transmisia, nu înainte de a vă spune următorul lucru. Sursele mele spun că după această ședință, sau ce o fi, ce s-o reuși să fie, la 4 și jumătate, ar fi toate șansele ca Lia Savonea, președintele CSM-ului, să facă o scurtă declarație de presă, dar sunt informații venite pe surse, așteptăm să vedem dacă se confirmă și într-adevăr vom avea parte de explicații din partea CSM-ului. Mulțumim, Roxana, așteptăm vești din partea ta. De partea cealaltă, magistrații care au lipsit de la ședința de plen a Consiliului Superior al Magistraturii.